Excelența voastră, preasfințite Părinte Claudiu, Episcop Claudiu, preacucernice Părinte Protopop, iubiți frați, confrați, pentru preoție, iubiți credincioși, în 5 septembrie anul curent s-au împlinit 25 de ani de la Sfințirea Bisericii, dată înscrisă cu litere de aur în istoria scurtă a parohiei noastre. Dorința noastră a tuturor a fost ca împreună cu Sfinția voastră, împreună cu confrații preoți și evident cu toți cei care sunteți prezenți, să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru bogăția darurilor primite. Cu permisiunea dumneavoastră, preasfințite Părinte, voi face un scurt istoric al parohiei, să zicem 10 minute. Parohia Sfânta Familie, actualmente Nașterea Domnului, după noua denumire, se află situată în cartierul Zorilor, unul dintre noile cartiere ale municipiului nostru. Acest cartier, până la Revoluția din 89, n-a avut nicio biserică. Construcția unei biserici a românilor uniți cu Biserica Romei din acest cartier era o necesitate pe care nimeni n-o poate nega. Dorința credincioșilor greco-catolici, care vreme de 40 de ani s-au rugat prin beciuri, prin capele improvizate, de a avea o biserică unde să se roage și să înalțe imne de laudă lui Dumnezeu, a fost mare. Această dorință ne-a făcut să pornim la constituirea în urma ședinței plenare din 2 martie 1991 a Parohiei Române Unite cu Roma Greco-Catolice, conform numărului de înregistrare dat 18.455 pe 1991, dat de Primăria Cluj-Napoca. Consiliul parohial ales atunci de credincioși era alcătuit din următorii membri: domnul profesor Marcel Știrban, președinte, doamna profesoară Viorica Lascu, membru, domnul inginer Lucian Botiza, membru, domnul inginer Ioan Mureșan, cantor al bisericii pe atunci, membru, și domnul Ștefan Julien Rus, pe atunci teolog, actualmente cântărețul bisericii noastre. Consiliul a solicitat primăriei înscrierea parohiei în registru special, conform articolului 17 din decretul 177 pe 1948, pentru regimul general al cultelor. Primii pași au fost porniți cu părintele Dionisie Olteanu, care avea domiciliul pe raza parohiei. Până la constituirea parohiei, de sufletele credincioșilor s-a ocupat domnia sa. Începând cu 1 noiembrie 1991, prin grija în al preasfinției sale George Guțiu, arhiepiscop ad personam, funcția de paroh a fost încredințată subsemnatul lui. O istorie întreagă, pot spune, nașterea acestei parohii. Începutul n-a fost deloc ușor. Au fost ani de frământări, de alergări, etc. Dar din toate ne-a ajutat mama noastră Maria, Sfântul Iosif, ocrotitorul Sfintei Familii și, desigur, Iisus, motiv pentru care biserica a fost sfințită cu hramul Sfânta Familie. La început ne adunam o mână de credincioși într-o casă pe strada Marinescu. Apoi, prin bunăvoința domnului Ioan Goga, directorul școlii generale numărul 10 din cartier, o sală de clasă avea să servească drept capelă o dată pe săptămână pentru oficiul divin săvârșit duminica. Îmi amintesc cum crâznicul nostru, Ioan Suciu,
pregătea în fiecare duminică acea sală de clasă, transformând-o pentru 2 ore în capela noastră. Credincioșii de toate vârstele, tineri, bătrâni, femei, bărbați, se îndreptau în fiecare duminică spre locul unde se celebra Sfânta Liturghie, cu adâncă prioșenie și deplină încredere în viitorul bisericii noastre. Aici am săvârșit împreună cu Părintele Dionisie timp de 4 ani Sfânta Liturghie, până în anul 1996, când în alprea Sfințitul George Guțiu ne-a sfințit capela de la demisolul bisericii. Construcția bisericii s-a realizat în 3 etape. În prima etapă, prin intermediul doamnei profesoare Viorica Lascu, ne-am înfrățit cu parohia Saint-Redempteur din Lozan și am finalizat capela de la demisolul bisericii. Pe doamna Viorica Lascu, profesoara Viorica Lascu, am cunoscut-o la sediul episcopiei noastre de pe strada Moților. Ea, pentru cine nu știe, a fost fiica savantului în adevăratul sens al cuvântului, Alexandru Borza, care a întemeiat disciplinele geobotanica și fotosociologia în România. În casa ei l-am cunoscut pe distinsul profesor universitar istoric Marcel Știrban și pe soția lui Aurelia Știrban, care a fost prima catehetă a bisericii noastre. Ea a pregătit pentru prima împărtășanie multe serii de copii. De la înființarea parohiei și până la sfințirea bisericii pe data de 5 septembrie 1999, profesorul Marcel Știrban a ocupat funcția de președinte a Consiliului Parohial. Desigur, în Consiliul Parohial au fost cooptați și alți membri, printre care vreau să-i amintesc pe următorii: domnul profesor Vasile Sălcudean a fost al 2-lea președinte, el a fost și prefect al Clujului pe timpul țărăniștilor, când Partidul Țărănist era la putere. Apoi domnul inginer Ioan Mureșan, cântăreț al bisericii, domnul inginer Emil Toda, care s-a implicat foarte mult în construcția bisericii, doamna Maria Almășan, contabila parohiei, care, pot să spun, fără să greșesc, a dus greul, a alergat în stânga, în dreapta, cu energie deosebită. Apoi al 3-lea președinte al Consiliului Parohial, aici prezent, domnul Jecan Ioan. Alți consilieri, domnul Stoian Grigorie, care de asemenea s-a implicat, domnul Rus Aurel, domnul Husaru, domnul Căpușan Ioan, și am ajuns la al 4-lea președinte al Consiliului Parohial, domnul Gheorghe Mărginian, aici prezent, dar mai în spate. De asemenea, a fost cooptat doamna Almășan Maria, a predat gestiunea parohiei domnului Bârdea Ovidiu, care actualmente se ocupă de acest sector. Și nu pot uita nici pe sora Marian, superioara surorilor doctrinei creștine. Aceasta a fost prima etapă. A doua etapă a bisericii a fost zidirea bisericii. Etapă pe care am realizat-o cu sprijinul doamnei Anne Maria Pois, președinta femeilor catolice din Münster, Germania, care ne-a vizitat în multe rânduri și căreia îi datorăm ridicarea bisericii noastre în roșu. Iar a treia etapă a fost finisarea bisericii. Această etapă s-a realizat cu ajutorul sorei Marian, superioara surorilor doctrinei creștine, care a locuit în cartierul nostru, și a părintelui vicar Henry Hamus din Luxemburg. Desigur, au fost și alți donatori din țară și din străinătate care au contribuit material sau spiritual, printre care vreau să-i amintesc pe următorii preoți: monseniorul Gheorghe Surdu, de la Misiunea Catolică din Paris. Apoi, părintele Hervé Lebot, din Bretania,
Franța, domnul Alfred Rapp din Germania, doamna François Levrin din Lausanne, grupul de rugăciuni al parohiei Saint-Almond-Lupé din Franța, etc. Nu-i uit nici pe credincioșii parohiei, care după posibilități evident au contribuit. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iată, ne ajunși în ziua de 5 septembrie 1999, în noua biserică de pe strada Pajiștei, actualmente strada Dima, pentru că ni s-au schimbat, în noua biserică, zi în care se împlineau 299 de ani de la întemeierea Sfintei Uniri a Românilor din Transilvania cu Biserica Romei, 5 septembrie 1700. Eveniment consemnat de Arhiepiscopul și Mitropolitul de Alba Iulia și Făgăraș, Victor Mihali de Apșa. La încheierea Sinodului Provincial, terminat în 13-26 septembrie 1900. Zi în care s-a împlinit și năzuința sfântă a sufletelor noastre de a avea un locaș de închinare. În locul acelei pajiști avem o biserică sfințită, așa după cum ați amintit, sfinția voastră, de cardinalul Lucian Mureșan, împreună cu un alt preasfințitul George Guțiu, arhiepiscop ad personam. Un Sion, putem spune, unde vom veni atât noi cât și urmașii noștri pentru a ne întâlni tainic cu Mântuitorul Iisus Hristos și pentru a ne împărtăși cu darurile Spiritului Sfânt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe 5 septembrie 1999 s-a încheiat o etapă din istoria parohiei noastre și a început una și mai importantă, sfințirea și mântuirea sufletelor noastre. În acest sens, atunci l-am citat și o fac și astăzi, deoarece etapa continuă. Pe Sfântul Apostol Petru, care pe toți ne îndeamnă, zidiți-vă-ți voi înșivă ca pietre vii ale casei spirituale, jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. 1 Petru 2,5. N-am putea mulțumi și nu putem mulțumi nici astăzi bunului Dumnezeu pentru toate, decât repetând mereu cuvintele de la sfârșitul Sfintei Liturghii, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viac. Închei, preasfințite Părinte, această scurtă prezentare cu prilejul jubileului parohiei noastre, mulțumim lui Dumnezeu, așa cum mulți au făcut-o înaintea mea și prin cuvintele: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Ceea ce eu am vrut în câteva cuvinte să împărtășesc din istoria acestei parohii, preasfințite Părinte, este doar partea văzută, hai să spunem, materială. Adică sponsori, etape, etc. Cea mai importantă etapă a bisericii noastre, sau cel mai important lucru, este nașterea acestei parohii din punct de vedere spiritual. Poate v-ați mirat, poate nu, în biserica noastră, pe masa Sfântului Altar, este Sfânta Fecioară de la Fatima. Este o istorie întreagă, pe care, dacă aș începe acum, din punct de vedere spiritual, cred că ne prinde slujba înseratului și nu termină. De aceea m-am gândit, din punct de vedere spiritual, nașterea acestei parohii, să o cunoașteți printr-o scurtă lucrare intitulată Parohia Nașterea Domnului și Cultul Parohian, în care, evident că sunt prezentate
și rugăciunile, devoțiunile noastre, tot ceea ce credincioșii au oferit, în primul rând, Maicii Domnului, pentru că debutul, începutul l-a făcut Maica Domnului. Apoi a fost ajutată de Sfântul Iosif, patronul Bisericii Universale, dar și patronul Diecezei de Cluj-Gherla. Și bineînțeles, binecuvântarea lui Iisus. Această biserică este darul lui Dumnezeu. Poate într-o zi voi, mai tândelete, vă voi împărtăși din punct de vedere spiritual anumite lucruri. Și împreună cu această scurtă istorie a bisericii, aș vrea și eu statuetă să vă oferim, care reprezintă Sfânta Familie. Și care să vă aduc aminte că de jubileul parohiei Nașterea Domnului, credincioșii cu dragoste vă oferă acest simbol cu rugămintea în continuare să ne aveți în rugăciunile dumneavoastră, așa cum de fapt și noi în continuare o facem. Mulțumim pentru că ați fost prezent la bucuria, sărbătoarea parohiei noastre. Mulțumesc Părintelui Protopop, confraților preoți. Nu uităm corul care ne-a înălțat sufletește pe aripile rugăciunii ale cântului spre a ne apropia de Dumnezeu. Și vă rugăm, preasfințite Părinte, să ne dați binecuvântarea cea de la sfârșitul Sfintei Liturghii pentru toate familiile noastre. Așa cum amintea Părintele Paroc în scurta istorie pe care a prezentat-o, vedem în ce fel atâta lume a participat la sămânța pe care Domnul a sădit-o aici. Și cu siguranță sunt doar câteva nume cele pe care le-a omenit. Sunt atâția alții care au zidit această biserică prin rugăciunea lor, prin devotamentul lor. Și probabil numele lor nu ne sunt cunoscute. Aș vrea doar un semn să aduc și eu de mulțumire lui Dumnezeu pentru această parohie, numind doi oameni, dar prin ei, cuprinzându-i pe toți, pe voi toți, pe toți cei care mai sunt lângă noi și care sunt la temelia acestei parohii. Așa cum am adus aminte și părintele paroh, 25 de ani, este un jubileu. Și de aceea vreau, în primul rând, să-i ofer o diplomă omagială părintelui Copândean Ioan, ca semn al prețuirii pentru slujirea satornică și îndeplinirea cu zel a misiunii preoțești de partea unor numită trecocatolică de Cluj-Gherla. Cu îngăduința preasfinției sale, această diplomă este de fapt a celor patru prim curatori, a membrilor Consiliului Parohian și a tuturor credincioșii care v-ați ostenit, v-ați rugat și care ați contribuit la realizarea acestui sfânt local. Dumnezeu! De asemenea, mai am o diplomă pentru una dintre persoanele amintite, pentru domnul Vasile Sărbudean, ca binecuvântare, ca semn al prețuirii pentru lâna și dărnicia dată față de biserică și mărturisirea credinței creștine prin cuvânt și fapte bune. Dumneavoastră tuturor, domnul profesor Vasile Sărbudeanu, ultima dată când am discutat cu el a fost acum bine, când a regretat că nu poate să fie prezent la acest eveniment, l-am spovedit, l-am împărtășit, l-am stat în delete cu dânsul și care a susținut și susține, deci prezența lui, știți, credincioșii, toții, datorită vârstei ale peste 90 de ani și datorită stării de sănătate, n-a putut fi prezent astăzi în Sfânta Biserică.
dar este alături de noi în continuare prin rugăciunile. Binecuvântarea Domnului să vină peste noi, Parsita, Parsanghie, Doamne, Părintele, 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 Părintele,